3NET Radio. More music. More colours. Open mic. Be a volunteer. Do something for the others. With Mudda on 3NET Radio. Bine v-am regăsit, să aveți o săptămână de la excelent în sus, în care cele bune să se adune, cele rele categoric să se spele. Sunt Mădălina Ion, iată începe și microfonul deschis, fii voluntar. Aș dori și vă invit să ne urmăriți cu interes, pentru că vom prezenta proiecte în derulare ale Asociației 1 și 1. În studioul Radio 3NET se află Corina Croitoru, președinte al Asociației. Bună seara, Corina, bine ai venit și îți mulțumim că ai acceptat invitația. Mulțumim pentru invitație. Bună seara. Cum a apărut în peisajul ONG-urilor din România Asociația 1 și 1? Când a apărut și cum de-ați ales această denumire? Această asociație a apărut într-un context fericit, aș spune acum, ca urmare a nașterii premature a copiilor mei și a celorlalte mămici din asociație și a faptului că ne-am cunoscut la momentul potrivit și am hotărât să formăm o echipă și să derulăm proiecte în această, pe această zonă. De ce această denumire? Pentru că acești copii sunt niște copii speciali, sunt niște copii unu și unu aleși să treacă prin această situație, ca și mamele lor și, și tăticii. Și am vrut să arătăm acest lucru, că sunt niște bebeluși speciali, niște bebeluși foarte puternici. Misiunea și viziunea asociației? Noi derulăm proiecte pentru familiile cu copii prematuri, pentru a preveni prematuritatea, pentru a urmări recuperarea copilului prematur până la 2 ani. Viziunea noastră este aceea de a fi vocea familiilor cu copii prematuri. Suntem parte dintr-o organizație mondială, FKNUI se numește, European Foundation for the New Care of the for the Care of the Newborn. Scuzați-mă, și alături de alte asociații cu părinți cu copii prematuri, derulăm proiecte în această arie. Din 2016 ne-am hotărât să luăm sub aripa noastră și bebelușii spitalizați, deci nu numai copiii prematuri. Vă extindeți? Într-un fel. Nu numai copiii prematuri, ci și copilașii dismaturi sau cei cu un apgar mic la naștere. Practic toți copiii care stau mai mult în terapie intensivă și care au nevoie de recuperare ulterioară, a căror părinți trec printr-o traumă similară cu cea a părinților cu copii prematuri. Corina Croitoru, președinte Asociația 1 și 1, în studioul Radio 3NET, aici la microfonul deschis, fi voluntar. Asociația lansează linia gratuită Alo Prematuritate pentru sarcinile aflate la risc și familiile cu prematuri. Corina, cum ați gândit voi acest proiect? Pe cine ați ales să facă parte din echipă? Care va să zic atunci când un părinte în nevoie vă caută, cine răspunde la celălalt capăt al firului? Da, și acest proiect, ca și toate proiectele noastre, sunt gândite să ne fi ajutat pe noi când am trecut noi prin acele momente. Deci foarte mult din prisma unui părinte și foarte mult focusat pe nevoile pe iată, care le are. S-au născut proiectele din experiența voastră de mame, de exact, părinți, exact, de prematuri. Din nevoile pe care le-am avut noi în acele momente. Pentru că vrem ca această linie telefonică să fie folosită și pe parte de prevenție, avem o echipă formată din 2 ginecologi care vor răspunde, care răspund la telefon și care oferă consiliere, informații mămicile care poate aud pentru prima oară că sarcina lor este la risc, pentru mămicile care sunt în momentul în care fac FIV-uri și iarăși întâlnesc pentru prima oară acest termen că da, sarcina lor poate avea risc de prematuritate, pentru familiile care au sarcini multiple și iarăși este bine știut că este prematuritatea este un risc.
Bun, avem deci această echipă de ginecologi. Da, pentru perioada cât părintele este cu copilul în terapie, avem două doamne neonatolog, două doamne doctor neonatolog care răspund la telefon și doi avocați care oferă consiliere pe parte de pe parte juridică. Bineînțeles că nu am uitat nici de psiholog, pentru că nu în toate neonatologiile de gradul 2 și 3 din România sunt psihologi. Avem și o echipă din doi psihologi care ajută părinții în aceste situații. Și pentru că uneori este nevoie doar să auzi de la un părinte că a trecut cu bine prin această experiență și să vezi cumva luminița de la capătul tunelului în acest mod, suntem și doi părinți care răspund la telefon. Vreau să menționez că fiecare specialist este în câte o zi a săptămânii, deci nu suntem toți în același timp din motive între anumite de cost. Ore sau exact, e linia exact. E non-stop? Nu, între anumite ore, suntem 4 ore pe zi, după un program fix, stabilit, care rămâne același permanent, care se poate consulta pe site-ul nostru www.1si1.com. Și da, suntem pe baricade, ne bucurăm foarte mult că după un efort de un an de zile am reușit să deschidem acest call center și ni s-au alăturat specialiști buni și iată că au început primele telefoane. Ce se întâmplă oare dacă un părinte are nevoie de voi în afara acestui program? V-ați gândit și la această posibilitate? Sigur, sigur. Dacă are nevoie în afara acestui program, ne poate scrie pe un mesaj pe mail și îl așteptăm cu drag să sune în momentul când este program. A fost singura variantă pe care am putut-o dezvolta. Noi am pornit după un model al unei asociații din Franța, SOS Prema, care a dezvoltat un proiect similar în Franța, da, și sfătuindu-ne cu ei a fost varianta optimă de funcționare. Tu însă ești mamă, da. Ai 3 fetițe să străiască. Da. Și ai trecut cu brio și de prematuritatea gemenelor pe care da. Le-ai născut în săptămâna 30. În săptămâna 30, da. La un moment dat, ca mamă în această situație, ai simțit nevoia să vorbești despre trauma prin care treceai în momentul respectiv? Cred că am povestit întâmplarea noastră, a familiei mele, nu știu, cred că de ordinul la sutelor, însă simt că tot nu s-a consumat, tot mai este de povestit și da, este un mod în care singură mă bandajez și singură îmi vindec rana, a fost un mod care pe mine personal m-a ajutat foarte mult. Și am observat că multe mămici, vorbesc acum doar despre mămici, țin foarte mult adânc închis în sufletul lor această suferință, crezând că timpul va rezolva și vor da uitării. Este foarte adevărat că și timpul ajută la închiderea rănilor, dar nu în totalitate. Eu nu cred că ajută la închiderea rănilor. Cumva la un moment dat explodează totul și... Da, te întorci în punctul acela. Exact, te întorci în punctul acela care tot întorci. Trebuie rezolvat. Uh-huh. Exact. Și iată că dacă ele sunt în această situație ne pot suna pe noi, deci call center-ul este nu numai pentru prevenție, pentru perioada cât ești cu copilul în terapie, dar și pentru perioada ulterioară. Îi așteptăm cu drag pe toți să ne sune și să le oferim suportul moral de care au nevoie. Ce întrebări te măcinau? Îți mai aduce aminte în perioada aceea? Da, bineînțeles, cât eram cu fetițele în terapie, cel mai mult mă îngrozea faptul că nu aveau un diagnostic, că nu se știa pe ce drum vor merge, dacă vor supraviețui sau nu. Starea unui prematur variază de la o oră la alta, într-o oră poate fi bine și ulterior se schimbă radical. Exact, poate intra în comă, fizică. Exact, nu mai poate respira, face stop cardiac. Cardiorespirator, exact. Da. Bun, și una dintre cele mai frecvente emoții este aceea de vinovăție. Chiar una din mămici pe care am cunoscut-o a descris foarte bine acest lucru, mi-a zis că
ei este, ea nu vrea să se apropie de incubator, uh-huh, pentru că se simte atât de vinovată pentru ce i-a făcut copilașului, încât se simte mai mică decât el. Cam aceasta este sentimentul. Da, este justificat sentimentul acesta? Da, cumva în mintea noastră e așa setat că noi ca mame trebuie să ducem la bun sfârșit această sarcină. Nu o ducem, implicit ne învinovățim. Da, dar nu totul depinde de mamă. Clar, nu hai totul să depinde serioși de mamă, sunt o grămadă de factori externi, de lucruri care nu țin de noi, bineînțeles, dar în momentul acela te învinovățești foarte mult. Că nu ai mai luptat, că nu ai mai stat o zi, că n-ai făcut tot ce a trebuit, că nu te-ai informat mai mult, că nu... Bun, poate da, că poate nu s-a accentuat foarte tare partea de prevenție, să zicem. Exact, să zicem. Exact. Totuși, părinții de prematuri găsesc și un sens pozitiv în toată această experiență? În momentul în care ei sunt dispuși să lase liberă această durere, această traumă, să o exprime, să o vindece, în momentul acela, da, ei pot găsi și un sens pozitiv acestei experiențe și lucrurile, într-adevăr, pot lua cu totul altă înfățișare atunci. Apreciez mult mai mult viața, apreciez mult mai mult copilul care e lângă tine și care a supraviețuit, care a reușit să treacă prin această traumă și cumva ți se pare că nimic nu mai poate fi atât de greu ca atunci, nicio altă experiență prin care treci nu poate fi atât, nu se poate compara cu ce ai trecut. Cumva te încurajează să iei viața în frâu. Sunt și eu mamă, mă pun în pielea mamelor aflate în situația respectivă. Cred că într-adevăr e greu, foarte greu de depășit momentul în care te desprinzi de puiul tău, fiindcă el este la incubator și tu n-ai voie să stai acolo non-stop, ci doar nu știu, poate da, chiar da, câteva minute exact, pe zi, da? Și mergi acasă sau bântui pe sările spitalului și nici acolo n-ai voie să stai foarte mult. Exact. Îmi închipui tortura prin care treci în momentul în care ajungi acasă, dar gândul tău este acolo, exact, la copilul tău. Bănuiesc da, că și tu ai trecut. Da, ești cumva un hibrid în acele momente. Nu ești nici femeie însărcinată, corpul tău mai trebuia să ducă nici sarcina. Mamă, nici mamă în adevăratul sens al cuvântului. Exact, nu-ți poți îngriji copilul. Nu și este tu știi ce se tale va întâmpla cu acel copil până la urmă, da? Sta doare nici, cel mai tare. Nu-ți poți intra nici în rolul de părinte, pentru că nu-l poți spăla, nu-l poți îngriji, nu-l poți hrăni, nu-i poți face nimic. Ești așadar într-o situație incertă și datorită copilului, dar și a ta. Nu te poți defini, nu-ți găsești rolul, nu-ți găsești sensul. Ești disperat că nu-ți poți ajuta copilul. Exact. Ești disperat. Că nu-l poți ține la sân. Exact. Și știi, să-l simți. Numai o mamă poate să înțeleagă asta. Clipa aceea când copilul își sprijină capul de sânul tău și se produce contactul între epiderma lui și epiderma ta. Momentul este într-adevăr, chiar este de nedescris. De uniune, de da, topire. Da, și este unic. Este unic. Așa este. Și atunci ești văduvit de toată starea asta, văduvită de toată starea asta, pentru că sunt luni cât stau acolo la... Sunt da? Luni. Sunt pot și luni. Pot sta 6 luni. Exact. Exact. În medie stau 2-3 luni, uh-huh, depinde de cât de devreme s-a născut. Se știe foarte bine că separarea copilului de mamă este o problemă chiar și la cei născuți la termen. Da, păi la cei născuți da, prematur da, da, este o nevoie și mai mare. Există soluții, bineînțeles. În multe spitale din Europa se practică kangaroo care, acea metodă prin care pui copilașul piele pe piele. Așa. Chiar intubat fiind, chiar da, la aparate conectat și sunt studii foarte multe care arată că această conectare cu copilul ajută și mama să nu cadă în depresie postpartum, uh-huh, ajută și bebelușul atât pe parte digestivă cât și pe dezvoltare neurologică, scurtează internarea copilașului cu 2-3 uh-huh, zile. Sunt foarte multe beneficii și în primul rând se reglează atașamentul între cei doi și nu se întâmplă ruptura. În momentul în care te afli acolo, te întreb pentru că te-ai aflat în da, situația asta,
lângă incubator, lângă puiul tău și îi vorbești, că îi vorbești, că n-ai altfel cum, ajută asta pe viitor, relația celor doi, relația dintre tine ca mamă și copilul prematur? Sigur că ajută, pentru că copilul îți știe vocea și este singurul contact. Uneori nu te lasă să îl mângâi, nu te lasă să-l atingi. Și atunci, da, vocea ar fi singura legătură. Transmiți. Exact, că tu ești acolo și că îi dorești să, să-l ții în brațe și să-l îngrijești. Însă problema e că mi-a fugit ideea, m-am transpus așa mult emoțional că și mi-a fugit ideea. Vreau să spun că te rog, pune-mă o întrebare. Îți spun, mă și pregăteam, trebuie să treci un pic de, de hopul ăsta. Cât crezi tu, în primul rând, ca mamă, dar în același timp ca și președinte al acestei asociații, cât crezi că este de important ca societatea civilă să conștientizeze, așa cum ar trebui, fenomenul acesta al nașterii premature și toată trauma prin care trec părinții de prematuri? Da, este important, pentru că trebuie să știi cum să-l ajuți pe prietenul tău care trece prin această situație, pe sora sau verișoara ta care trece prin această situație, să-ți ajuți aproapele. Și pentru asta, da, e bine să știi ce înseamnă prematuritatea, e bine să, să știi că are nevoie să-i spui felicitări pentru copilașul născut, chiar dacă este prematur, chiar dacă a venit așa de vreme și chiar dacă te sperie acest lucru, acea mămică tot are nevoie să, să audă felicitările. Să audă o vorbă bună, exact, cum zicem noi românii. Microfonul deschis, continuăm discuția cu invitata noastră, Corina Croitoru, președinte Asociația 1 și 1. În curs de derulare, din câte știu eu, Corina, sunt și cursurile gratuite pentru familiile cu prematuri din București. Ce fel de tematici abordează aceste cursuri? Abordează teme medicale, teme psihologice. Avem, de exemplu, cursuri despre recuperarea copilului prematur din punct de vedere motor, din punct de vedere cognitiv, despre monitorizarea copilului prematur la doctorul de familie, despre cum reglăm somnul prematurului, pentru că se știe că ei stau în incubator, acolo este lumină permanentă și au probleme acasă la... Acasă sau alt mediu. Exact, și au probleme la adaptarea somnului. Despre primul ajutor acordat acasă, când se întâmplă să mai facă apnee sau să aibă probleme cu înghițitul. Dar și subiecte pe parte de psihologie, așa cum am spus, cum să reglezi atașamentul prin joc cu copilul, mamă-copil, tată-copil, despre relația de cuplu în familia care trece în perioada asta, da, prin această traumă, da, despre cum să depășim și cum să păstrăm relația de cuplu. Cât de eficace sunt grupurile acestea de suport psihologic? După părerea mea, sunt cea mai bună variantă pentru ca mămicile să înceapă să vorbească despre sentimentele lor. Opinia așa generală este că eu trebuie să fiu tare, eu nu voi plânge, eu voi fi pe baricade pentru copilul meu, pentru că dacă eu mi-arăt frica, slăbiciunea, atunci copilul nu va rezista. Și de aceea există o barieră, o piedică pe care și-o pun și nu vor să se discute cu un psiholog. Însă în momentul în care este un grup de suport, noi, grupurile noastre de suport sunt conduse de psiholog, însă în momentul în care ele văd că și alte mămiși trec prin aceleași sentimente, au aceleași sentimente ca și ele, mult mai repede încep și vorbesc și se descarcă și atunci, într-adevăr, se pot duce mult mai echilibrate la copil. Nu mai plâng lângă incubator și atunci, da, îi pot vorbi copilului. Vorbeam despre acest lucru mai devreme. Deci, da, după părerea mea, grupul de suport este, cred, singura variantă pentru spital și de aceea noi avem deja, suntem prezenți în 3 spitale aici în București.
Și sper să continuăm, da. Unde anume? Suntem în Marie Curie, în Cantacuzino și în Giulești. Da. Și le mulțumesc echipelor medicale, da, da, de acolo, că au înțeles nevoia mamelor și au permis desfășurarea acestui grup de sport. Ce înseamnă să faci voluntariat pentru Asociația 1 și 1? Și unde aveți voi cea mai mare nevoie de voluntari? Cred că cel mai bine fiecare se gândește ce îi place să facă cel mai mult. Acceptăm, ne dorim voluntari care voluntariază pe ce le place să facă cel mai mult. Pentru că ne dorim oameni care să fie pasionați în ce fac și oameni care să se implice cu totul. Avem, nevoile noastre sunt pe mai multe arii, pentru că suntem un grup mic care ne ocupăm de toate. Este foarte multă muncă în spatele proiectelor. Și da, avem nevoie de oameni pe parte de comunicare, pe parte de fundraising, pe parte de organizare de evenimente, pe parte de advocacy juridic. Deci pe tot ce înseamnă munca de birou a unei asociații. Cum putem susține eforturile voastre, proiectele voastre? Cine? Noi, societatea civilă. Voi ca radio. Noi, oamenii de bine, except, da, și noi. Voi radio ca radio România. Prin astfel de emisiuni, da, e foarte important că există astfel de emisiuni care promovează activitatea ONG-urilor. Altfel, ascultătorii. Inițial am crezut că doar oamenii care au trecut prin această experiență vor fi dornici să se implice. Însă experiența mi-a arătat că pur și simplu oamenii care înțeleg fragilitatea condiției umane, oamenii care înțeleg că un copil, dacă este ajutat în momentul de maximă vulnerabilitate, altfel pornește în viață, oamenii care au această deschidere, da, ne pot ajuta făcând voluntariat, ne pot ajuta susținând activitatea noastră în alte orașe unde sunt alte neonatologii de gradul 2 și 3 pentru a avea reprezentanți locali. Ne pot ajuta prin redirecționarea a 2%, este perioada, toată lumea o știe. Ne pot ajuta prin donații recurente lunare pentru a putea avea un capital și a desfășura activitățile noastre. Eu aștept ajutor așa și bunăvoință exact acolo unde li se potrivește fiecare. Activitatea voastră include doar Bucureștiul? Cum nu, gestionați, nu. De exemplu, situațiile din țară? Avem proiecte la nivel național. Suntem practic singura asociație a părinților cu prematuri și bebeluși spitalizați. De exemplu, ghidul prematurului a fost distribuit în toate cele 60 de neonatologii de gradul 2 și 3 din țară. Avem parteneriate, deci, cu spitalele, însă ne-am dorit să lărgim comunitatea de părinți din fiecare oraș și să se întâmple, poate, grupul de suport în mai multe orașe. Și ce facem, deci, pentru părinții din țară? Am avut aceste ghiduri pe care le-au primit în spital și în care aveam informație pentru până la 2 ani. Chiar și când se externau. Deci, call center-ul iarăși este la nivel național, pot suna din toată țara și de fapt așa a fost și gândit ca un ajutor pentru cei din toată țara. Exact, exact. Din păcate, cursurile deocamdată sunt doar aici, în București, însă ne gândim fie să le filmăm și să le distribuiți exact, după aceea. Exact, să le distribuim părinților, fie să dezvoltăm, să se întâmple și în mari centre, în orașele mari. Ghidul prematurului va fi reeditat? Da, ne dorim pentru că noi acum l-am distribuit în 19.000 de exemplare, echivalentul la unei generații de copii prematuri pentru un an de zile, dar da, se termină în vară și ar trebui să reedităm.
Ce altceva? Este făcut de, cu ajutorul medicilor, neonatologi, cu ajutorul psihologilor exact, neapărat. Noi credem da? Foarte mult în colaborarea cu doctorii și de aceea articolele au fost scrise de către informația livrată de către medici. Ce altceva vă gândiți să derulați ca și proiect în 2016 pentru a susține familiile cu prematuri? Deocamdată abia am început call center-ul și sper să fie într-adevăr un ajutor și să ajungă informația că există acest call center la foarte mulți părinți și să-i ajutăm astfel. Vom continua centrul cu cursurile, poate cu o frecvență de o dată pe lună până în ianuarie. Ne dorim să reedităm ghidul și iarăși o dorință foarte mare este aceea de a face un ghid pe prevenție pentru perioada cât ești însărcinată, pentru a reuși să duci la termen sarcina. Evenimente caritabile v-ați gândit să organizați? Tot în folosul vostru, să vină susținere și pe această cale. Da, am organizat, au fost diferite contexte, lumea a fost foarte creativă și binevoitoare în jurul nostru. Am avut-o pe Laura Olaru și pe Tili Nicolae, care au creat o colecție de genți și au făcut un eveniment frumos în jurul acestui lucru, în jurul acestei colecții. Și iarăși a avut o componentă caritabilă pentru noi. Am avut proiectul Gloria și Unicornul Magic, o poveste pentru copii, un audiobook, un CD și audiobook lansat, scris de către blogărița pe parenting și iarăși cu o componentă caritabilă. Deci lumea ne susține, fiecare cu talentul lui. Mesajul tău aproape de finalul emisiunii pentru toți cei care în seara aceasta ne-au urmărit. Mesajul meu ar fi să îmbrățișeze o familie care trece prin această situație, să încerce să-i fie alături și să susțină mama, tatăl, copilul să treacă prin perioada de terapie. Corina Croitoru a fost invitată în această seară la microfonul deschis Fii voluntar și ne-a prezentat misiunea, valorile, proiectele în derulare ale asociației 1 și 1. Cel mai recent fiind linia gratuită Alo Prematuritate pentru sarcinile aflate la risc și familiile cu prematuri. Mulțumim mult, Corina, pentru participarea la emisiune. Sănătate ție, copiilor tăi, tuturor familiilor din grupul vostru și succes pe mai departe. Trinet Radio. More music, more colors.